La sfârșitul lunii septembrie, zeci de firme din Basarabia au participat în Baia Mare la prima ediție a expoziției Republica Moldova prezintă. Expoziția organizată atât de autoritățile de la Chișinău cât și din România a reunit agenți de peste Prut din domeniile agroalimentar, vinificație și mica producție meșteșugărească. Suntem la Maramureș nu doar pentru a prezenta produsele și serviciile cu care țara noastră se mândrește, ci și pentru a găsi noi parteneri de cooperare. Baia Mare este un oraș prietenos și sperăm că această relație de prietenie o vor simți ulterior și antreprenorii participanții la forumul de afaceri, a declarat Mihai Bâlba, vicepreședintele Camerei de Comerț, la lansarea expoziției. Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, s-a arătat interesat de amploarea acestui eveniment, menționând că au fost combinate foarte bine expozițiile din Republica Moldova și România. Am o mare satisfacție și bucurie că găzduim cea mai prestigioasă și consistentă delegație a fraților noștri din Republica Moldova și e foarte important să vedem modul în care își promovează produsele, unele de care noi am uitat, a mai spus primarul orașului. În cadrul evenimentului s-a desfășurat și un forum internațional de afaceri Republica Moldova, România, Ucraina, Ungaria, Slovacia. Menționat că la cele 6 expoziții desfășurate anterior la Iași, Brașov și Ploiești au participat circa 550 de companii moldovenești, fiind încheiate peste 100 de contracte de colaborare privind exportul de fructe uscate, fructe în ciocolată, vinuri.